Regionala de căi ferate Iași a lansat licitațiile pentru modernizarea a 8 treceri la nivel de cale ferată, investiția fiind estimată la 17,5 milioane de lei. Banii vor fi asigurați din bugetul de stat. Procedurile de licitație pentru modernizarea celor 8 treceri la nivel cu cale ferată din județele Iași, Suceava, Botoșani și Neamț. Programul de modernizare are drept scop creșterea gradului de siguranță rutieră și feroviară în zona pasajelor și include lucrări de trasament și suprastructură feroviară și rutieră, montare de bariere automate, montare de echipamente de semnalizare feroviară și rutieră. În județul Iași va fi modernizată trecerea dintre stațiile Bârnova și Ciurea.